Bine de spus că, deși este util uneori să-ți amintești, adesea este înțelept să uiți. 3. Gândirea planificată. Asigurați-vă din când în când că gândirea voastră este planificată și sistematizată, că nu este haotică. Gândirea haotică, neplanificată, visarea cu ochii deschiși, este un semn al minții slabe și indică faptul că, în loc să controlați mintea subconștientă, adică acea parte a minții unde sunt depozitate toate impulsurile, dorințele și inclinațiile voastre, vă lăsați controlați de ea. Mintea voastră conștientă ar trebui să rămână tot timpul alertă, activă și menținându-și controlul permanent asupra servitorului său cu subconștientul. Trecând în stare pasivă de reverie, încurajați influența subconștientului asupra minții conștiente. Deci, asigurați-vă că mențineți în minte doar gândurile pe care doriți să le aveți în acel moment. S-a observat că o mare parte din viața unui om este risipită prin gânduri inutile. Toată această energie ar putea fi canalizată pentru îndeplinirea unor activități utile. 4. Gândirea pozitivă. Acordăm cea mai mică atenție la ceea ce se dovedește a fi cel mai important aspect din viața noastră, adică modul cum gândim. El este factorul cel mai important în construirea personalității și a caracterului nostru. Consolidați-vă obiceiul de a vedea latura pozitivă a lucrurilor, chiar și în cele mai nefericite situații. Gândirea negativă slăbește mintea, o face neliniștită, agitată și impură. Transformați orice situație negativă într-una pozitivă prin reajustarea atitudinii mentale. Ca să vă dau un exemplu despre cum ar trebui procedat, să presupunem că cineva la mânie face remarci neplăcute la adresa voastră. Atunci, în loc să aveți sentimente negative față de acea persoană, gândiți-vă doar că este foarte supărată sau că nu e suficient de matură și de aceea reacționează astfel. Cel mai important este să nu mențineți vreun gând sau sentiment negativ pentru ea. Aceasta este atitudinea pozitivă. Prin gândire pozitivă veți atrage de asemenea condiții fizice și conjuncturi favorabile datorită acțiunii legii atracției, care face ca gândurile voastre de o anumită natură.